Stimați reprezentanți ai mass media, vă salutăm în incinta Institutului de Medicină Urgentă, unde are loc evenimentul de donare a unui lot de mașini de respirație artificială BIPAP, finanțate de către Uniunea Europeană și cu suportul logistic al Organizației Mondiale a Sănătății. Începem acest eveniment și îi oferim cuvânt de salut domnului ambasador, excelenței sale, domnului Yanis Majeikis. Dear Deputy Minister Napisicaru, dear Ms. Grbic, estimat colegi, I am honored today to attend the handover event of 100 non-invasive ventilation devices, which will further support the Moldovan health system in the context of the COVID-19 pandemic and beyond. Bună ziua, dragi colegi, stimate domnule viceministru, doamna Gârbici, la fel vreau să spun că sunt foarte onorat să fiu astăzi prezent aici la acest transfer de donație de 100 de echipamente de ventilație non-invazivă. In line with the European Union Republic of Moldova Association Agreement, public health is a priority for reform and collaboration between the European Union and Republic of Moldova. În corespundere cu acordul de asociere dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova, sănătatea publică este o prioritate în colaborarea noastră. Under this partnership, the objective is to develop cooperation in the public health field to raise the level of public health safety and protection of human health as precondition for sustainable development and economic growth. Și drept obiectiv în cadrul acestei cooperări este să dezvoltăm sănătatea publică și siguranța în domeniul sănătății pentru ca o condiție sau precondiție pentru dezvoltarea durabilă a țării. The European Union has been a long-standing partner for the Republic of Moldova in the fight against COVID-19 pandemic. And this latest delivery of equipment is the latest example of this cooperation. Și Uniunea Europeană este un partener de lungă durată a Republicii Moldova, inclusiv în lupta contra pandemiei de COVID-19. Și această ultimul lot livrat este o dovadă adițională a faptului acesta. And the procurement of this equipment jointly with the WHO support is the first for the country as it allows for non-invasive ventilation for patients with COVID-19. Și acest lot de echipament care a fost achiziționat cu sprijinul OMS este de fapt primul lot de această natură de echipament de această natură din Republica Moldova care va permite ventilarea non-invazivă a pacienților bolnavi de COVID-19. It is highly important for the national health system in the context of the COVID-19 pandemic as it achieves comparative physiological benefits to conventional mechanic ventilation. Și de fapt este extrem de important, în special în timpul acestei pandemii de COVID-19, deoarece aduce avantaje comparative fiziologice comparativ cu ventilarea mecanică. The equipment was procured by the World Health Organization from the funds allocated by the European Union within the bilateral project EU for Moldova Sustainability of the Health System. Și acest echipament a fost procurat de către OMS din resursele alocate de Uniunea Europeană în cadrul proiectului de susținere a sectorului sănătății din Republica Moldova. This bilateral project aims at strengthening the national capacity to respond to the COVID-19 public health emergency, as well as strengthening the management of essential health services delivery and their resilience. Și de fapt acest proiect bilateral are drept scop consolidarea capacității de răspuns la pandemia de COVID-19, precum și la orice alte urgențe de sănătate pentru Republica Moldova, precum și oferirea asistenței esențiale de sănătate pentru populație. And I'm glad to note that the equipment that the European Union delivered in a similar event one month ago in collaboration with WHO is already in use in the main laboratory of the National Public Health Agency and can be used and is used to identify new strains of the COVID-19. Și de fapt vreau să menționez că echipamentul care a fost livrat de către Uniunea Europeană la fel în colaborare cu OMS o lună în urmă, este deja utilizat de către Agenția de Sănătate Publică pentru a identifica variantele noi de COVID de infecție.
The European Union will continue supporting the Republic of Moldova in the fight against COVID-19, and I urge everyone to continue working and doing what you can to support your own health. So vaccinating, keeping social distance, wearing masks, washing hands, so that all of us can be safe together. Și Uniunea Europeană va continua să fie alături de Republica Moldova în această luptă împotriva COVID-19 și vreau să vă încurajez pe toți să continuați să faceți tot ce vă stă în putere pentru a avea grijă de sănătatea voastră proprie, anume prin vaccinare, prin menținere distanței sociale, purtarea măștii și igienizarea mâinilor. Vă mulțumesc și vă urez multă sănătate! Vă mulțumim mult, excelența voastră, domnule ambasador! Oferim cuvânt doamnei Iuliana Gribici, reprezentant permanent al Organizației Mondiale a Sănătății în Republica Moldova. Poftim! Stimate secretar de stat, ambasador Măjeic, domnule director, stima jurnalist, bună ziua! Today we are donating equipment that will prevent infections and that will prevent not infections, but complications from COVID-19 and save lives. Deci astăzi noi suntem aici pentru a dona echipament care ne va ajuta să salvăm viețile și să prevenim complicațiile în urma infectării cu COVID-19. The chances for patients to survive with this equipment are getting higher. Șansele de supraviețuire a pacienților COVID-19 având acest echipament vor crește. It is because with this equipment severe respiratory insufficiency will be prevented. Deoarece cu ajutorul acestui echipament vom putea preveni cazurile de infecții respiratorii acute. This is the donation by the European Union and this is not the first one. WHO works with partners across the country and with multiple partners, but with the EU, today's equipment adds to the previous support and aid. Și, de fapt, noi oferim o mesedine cu ajutoare și cu asistența care este oferită la fel de resursele Uniunii Europene și nu doar, noi colaborăm cu foarte mulți parteneri ai Republicii Moldova, dar donația de astăzi este anume cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și adaugă sau vine ca o valoare adăugată la donația precedentă care a avut loc. With the European Union and European delegation to the Republic of Moldova, we have managed to distribute to hospitals across the country. Cu ajutorul Uniunii Europene și a delegației Uniunii Europene, noi am reușit să distribuim în Republica Moldova mai mult echipament. We have managed to distribute concentrators, we have managed to distribute ventilators, monitors for patients, personal protective equipment for healthcare workers, and these are millions of masks, of respirators, of gloves, guns and goggles. Și noi, de fapt, am distribuit diverse echipamente, cum ar fi concentratoare, ventilatoare, monitoare pentru pacienți, precum și echipament individual de protecție pentru lucrătorii medicali. Vorbim despre milioane de măști, milioane de mănuși, perechi de mănuși și alte echipamente. And as it has been said by Ambassador, the joint project of EU and WHO, EU for Moldova, aims at strengthening capacities of the country to respond not only to this crisis, but to the future health crisis as well. Și de fapt, după cum a menționat și domnul ambasador, acest proiect comun al Uniunii Europene și al OMSM are drept scop să consolideze capacitatea țării de a răspunde la nu doar la această criză actuală de sănătate publică cum este COVID-ul, dar și la orice altă criză din viitor. Let me also mention that these days Eastern Partnership Summit 2021 is taking place in Brussels. Și vreau să menționez că zilele acestea are loc summitul Uniunii Europene și din la Bruxelles, summitul pentru 2021. And this is yet another proof that Republic of Moldova will be benefiting from the EU support in building resilient society and in recovering from this crisis. Și de fapt acest summit este încă o dovadă adițională a faptului că Republica Moldova va putea beneficia de sprijinul Uniunii Europene în continuare pentru a crea și a consolida și a avea o societate rezilientă în viitor, ca să-și revină și la fel să-și poată reveni bine din această criză actuală.
WHO will continue working with the EU delegation to the Republic of Moldova, and I would like to thank again for all the support provided and solidarity, and also to the Ministry of Health for continuous fruitful collaboration. Și OMS va continua să lucreze împreună cu delegația Uniunii Europene din Republica Moldova și vreau cu această ocazie să-i mulțumesc încă o dată pentru toată asistența oferită până acum, pentru tot sprijinul și solidaritatea de care au dat dovadă, precum și să mulțumesc Ministerul de Sănătate pentru colaborarea de care am beneficiat până acum. Please don't forget that as fast virus gets, as fast we have to be. Și nu trebuie să uităm că pe măsură ce virusul acesta se răspândește foarte rapid, viteza noastră de reacționare trebuie să fie la fel de rapidă. More transmissible it gets, more important for us is to get vaccinated, to keep physical distance, to have good ventilation, to wear masks to keep our hands clean. Și pe măsură ce acest virus se răspândește și apar noi variante, noi trebuie să devenim tot mai precauți, trebuie să continuăm să ne vaccinăm, să menținem distanța, să purtăm masca, să ne igienizăm mâinile. Mulțumesc! Vaccinați-vă! Vă mulțumim mult! Oferim cuvântul domnului Ion Prițăcaro, secretar de stat în cadrul Ministerului Sănătății. Mulțumesc! Mulțumesc frumos, domn director, excelență ambasador, stimată doamnă șefa misiunii OMS în Republica Moldova. Permiteți-mi să-mi exprim recunoștința Ministerului Sănătății și subdiziunilor sale a Guvernului Republicii Moldova pentru suportul acordat, care de fapt nu este de doar astăzi. Avem o colaborare de lungă durată și de ani de zile, chiar și până la pandemie, dar cu atât mai important a fost ajutorul Uniunii Europene, a Organizației Mondiale a Sănătății, în ceea ce ține de înzestrarea spitalelor noastre, instituțiilor medicale din țară, cu, în primul rând, cu echipamente de protecție la acea etapă, când a început epidemia. Știți foarte bine că cea mai mare criză era atunci în echipamente de protecție, iar suportul Uniunii Europene și Organizației Mondiale Sănătății a fost extrem de binevenit și pentru asta le mulțumim foarte mult. Acum, ce ține de donația echipamentului de astăzi, este unul performant, un echipament care până acum instituțiile medicale din țară nu au avut parte de el și vreau să spun că este într-adevăr o donație la timp venită, la timpul când încă pandemia încă este în desfășurare. Cunoaștem bine că următoarele valuri încă se așteaptă, sunt eventuale declanșări ale pandemiei. În acest context, tratamentul pacienților care ajung deja în staționar, oxigenoterapia neinvazivă, este unul din factorii esențiali pentru medicii care tratează acești pacienți. Obiectivul principal al medicilor, sigur că este să aducă cât mai multe noutăți plăcute rudilor, pacienților săi, că s-au vindecat, și sunt sigur că anume acest echipament o să permită acest lucru. Desigur, nu trebuie să uităm de faptul că de metodele de prevenire a infecției. Când vorbim de echipament de oxigenare non-invazivă, vorbim deja despre etapa de spital, etapa pacienților de gravitate medie sau chiar grav, internați în terapie intensivă, în secții de reanimare. Însă, pentru a reduce acest impact, este absolut necesar să respectăm, în primul rând, măsurile de prevenție a infecției. Și aici, desigur că s-au referit și antevorbitorii mei de măsuri de precauție și de vaccinare, la care Ministerul Sănătății vă îndeamnă să o faceți fără careva grijă și cât mai intens, fiindcă doar așa putem elimina virusul din societatea noastră. Încă o dată îmi exprim recunoștința față de partenerii noștri externi, care de fiecare dată ne-au fost în ajutor, de fiecare dată au știut necesitățile Republicii Moldova, a sistemului medical, și au intervenit anume atunci când avem nevoie și cu acel echipament care este absolut necesar țării noastre. Vă mulțumesc frumos! Stimați
Stimați colegi, noi acum vom trece la demonstrarea echipamentelor donate de către partenerii noștri de dezvoltare. Și aici îl invit în scenă pe domnul Sergiu Cobălețchi, șeful Departamentului de Terapie Intensivă Reanimare al Institutului de Medicină Urgentă. Dar înainte de asta am să vă fac o destăinuire. Exact o lună în urmă, Fundația Medicală Valeriu Gherec a venit cu o inițiativă în fața conducerii Ministerului Sănătății să implementeze aceste metode în practica uzuală a instituțiilor medicale și iată, nici o lună nu a trecut și aceste echipamente au fost procurate și aduse în Republica Moldova. Mai mult va vorbi domnul Cobălețchi, fiindcă dumnealui a fost prezent la această discuție cu doamna ministru și știe în detalii cum a decurs această achiziție foarte importantă pentru sistemul de sănătate. Vă rog! Mulțumim, domn director! Mulțumim părții europene, Comisie și Ministerului, la așa un lucru frumos care au făcut pentru pacienții din Moldova și pentru medicii care ar putea mai mult să ajute pacienții, da. Deci noi de azi înainte să avem încă 100 de pacienți care să respire mai ușor și noi putem să-i ajutăm cu adevărat. Tehnologia dată permite să utilizăm în secțiile de terapie, ceea ce noi am discutat atunci la minister, și după cum vedeți, vectorul a coincis și n-a trecut, eu știu, o lună, poate mai mult, dar echipamentul a fost adus în țară. Deci, este posibil când vectorul coincide. Noi ne bucurăm tot pentru aceasta. Dacă este ceva întrebări cu echipamentele, noi am putea să vă lămurim cam ce posibilități sunt cu așa dispozitive. Ele pot fi folosite nu în terapie intensivă, dar în terapiile COVID sau pulmonologie. Deci asta este, spunem, sursa lor, ca pacientul să n-ajungă în terapie intensivă. Noi putem să-l ajutăm în afara terapiei intensive, deci în terapiile COVID. Vă mulțumim! Mulțumim la toți încă o dată! Puteți apropia voce și să vedeți... Domnul Cobălețchi, puteți demonstra, de poate. Da, și domnul inginer, de asemenea, poate să se apropie. Poate îi dați microfonul și să-ți explici la microfon. Care sunt componentele? Împreună cu... Deci, după cum vedeți, este masca care se aplasează pe fața pacientului, este dispozitivul care are o turbină care gonește aerul și în felul ăsta facem o presiune pozitivă în căile respiratorii și pacientul nostru poate respira mai ușor, deci nu utilizează multă energie pentru respirația proprie. Deci, având în vedere că noi avem 40 și mai mult spunem, afectarea pulmonară, acele 60% care sunt, mai ales la pacienți care sunt obezi, ei nu pot să rezolve, chiar dacă tu îi dai oxigen. Tu trebuie să îi dai și presiune. Asta permite să utilizăm presiunea aparatului ca să-i ajutăm pacientului să respire. Cam asta este așa, în linii generale, efectul dispozitivului dat. El are mai multe regimuri și poate asculta pacientul ce nivel de respirație el are nevoie. Deci are un algoritm de supraveghere. Aerul este aici un dispozitiv special, se poate umidifica, ceea ce este foarte important. Deci dispozitivul dat are tot ce este posibil. După cum vedem, are și un dispozitiv portabil, deci care permite ca să fie transportat pacientul la investigație sau înapoi de la, în cadrul spitalului. Dacă mai aveți ceva de adăugat, poftim, domnul Cicluceanu, vă răspunde în domeniul tehnic. Da, cum a spus domnul Sergiu Cobălețchi, într-adevăr, dispozitivul are mai multe regimuri de ventilare, are sistem de umidificare a aerului, are conturul care el respectiv la rândul său tot încălzește aerul, el îi confir care se încălzește. Un plus mare, eu am observat, dispozitivul dat poate fi... adică adăugat și oxigenul. De la un concentrator de oxigen se pune până la 15 litri de minut, se dă către contur și oxigenul este livrat împreună cu presiunea dispozitivului către pacient.
Are, cum v-am spus, mai multe regimuri, două butoane, un buton rotativ pentru selecția regimurilor. În set cu el au venit două cutii cu măști de diferite mărimi, o cutie cu filtre și însăși dispozitivul care are geantă, tot cel necesar. Asta e. Vă mulțumim. Nu știu.